știm și călătorii dus-întors pentru elevi și nu înțelegem cum le-ați calculat, pentru că nici măcar weekendurile nu le acoperă aceste 5 călătorii dus-întors. Astfel că în amendamentele noastre am scris 30 de călătorii dus-întors pentru a asigura transportul gratuit de elevilor pe tot parcursul anului școlar și, repet, nu doar pe anul 2024-2025. Și, de asemenea, la ultima ședință de Consiliu Județean, pe 24 aprilie, dumneavoastră a spus că veți convoca ședință extraordinară în data de 30 aprilie. În data de 30 aprilie ne-ați chemat la Consiliul Județean împreună cu aparatul de specialitate și ne-ați spus că ați convocat ședința extraordinară, însă consilierii nu au vrut să vină. Așa ne-ați spus, că au fost convocați, însă nu au venit. Nu așa a fost. A fost discuția președinții de comisie din Consiliul Județean. Nu, a spus consilierii. Acum ați întrebat insistent unde sunt consilierii care data trecută la ședință ne susțineau, iar acum nu sunt. Dar ei nu au fost convocați, așa înțeleg. Așa este. Așa este, domnule președinte. Ne-ați păcălit pe toți. Ne-ați luat de fraie. Am votat cum ați dorit dumneavoastră proiectul respectiv. A rămas că facem o extraordinară. Între timp ați făcut. Vă rog să mă lăsați să termin. Vorbiți și până vă terminați. Vă rog. Domnule președinte, domnule președinte, vă rog să vă comportați ca un om politic de care acelui scaunului pe care vă aflați. Deci, ne-ați luat de fraie. Spuneți argumentele noastre, vă spun și eu, că acest proiect de hotărâre astăzi